Un tânăr în vârstă de 20 de ani, urmărit național pentru furt, s-a aruncat de la etajul 2 al unui hotel din Timișoara, unde era cazat în încercarea de a fugi de poliție. Oamenii legii l-au prins și l-au dus la spital. Curtea de apel Alba Iulia a emis în urmă cu ceva timp un mandat de arestare preventivă pe numele său. Acum bărbatul prins de polițiștii timișoreni va ajunge după gratii după ce se va recupera medical în urma săriturii de la etajul 2. În momentul sosirii polițiștilor, tânărul a încercat să se sustragă sărind de la etajul 2 al imobilului unde era cazat. Acesta a fost transportat conștient la Spitalul Municipal Timișoara pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, transmit reprezentanții IPJ Timiș.